Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem din nou la ochiul public cu secvențele care conturează sau măcar improvizează ora exactă, desigur, cu aproximație de Dunăra de Jos. Sunt Silviu Vasilache și vă propun să aproximăm și în această seară cu destul de multă exactitate cât de amplă și precisă este gestionarea mobilității urbane. Sigur, sună pretențios, dar este termenul găsit de proiectanții strategiei privind transportul public de persoane în municipiul Galați pentru perioada 2014-2020. În această seară procedăm invers decât o face de obicei media. Pornim să aflăm ce spune utilizatorul strategiilor de mobilitate urbană, adică călătorul urban. În această seară, călător, observator și comunicator de efecte și defecte în transportul urban și prezent în studioul emisiunii Ochiul Public este Ștefan Bădiț. Bună seara, domnule Bădiț! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Sunteți și un blogger recunoscut, deci internetul a devenit o adevărată tribună de dezbateri, de disecare a acestei strategii. Dacă e să o analizăm așa, grosso modo, avem strategie, tocmai a fost elaborată, a fost publicată pe site, a fost supusă unei dezbateri publice, eu nu am auzit să fie vreo dezbatere publică undeva. La ce e bună strategia de transport? La aflarea părerilor tuturor persoanelor, tuturor factorilor implicați în transportul public, de la călător, șofer, până la inginer, director și așa mai departe. Strategia a fost publicată pe site-ul primăriei, a fost publicată și în media locală, dar nu s-a insistat prea mult. A fost lăsat acolo într-un articol mic și s-a terminat cu ea. Deși e stilul nostru caracteristic de a face dezbatere publică? Exact. Doar am mai fost la dezbateri publice și, exact, pe scara locului, pe scara clădirilor și cam atât. Mi-amintesc și dezbaterea pentru planul de urbanism general, tot așa? Exact, exact. Între două scări cu trei persoane. Fără cine trebuia să fie din partea primăriei, fără un primar, fără măcar un viceprimar sau chiar și city managerul putea fi prezent, pentru că sunt părți implicate în planul de dezvoltare urbanistică. Sau măcar expertul care a elaborat strategia, nu? Putea să fie. Sigur. Și dumnealui. Bun. Ca să nu facem din nou gluma sinistră la ce e bună strategia, la nimic, cum am mai spus cu alte strategii, la ce e bună strategia de față, strategia de transport pentru anul 2014-2020. Ce revoluție face 2015. Ar 2015? Fi implementată cam pe 10 mai, dacă se ține acum, cont, da. 2015-2020, cam da. Așa. La ce să fie bună? Să vedem cum optimizăm transportul, cum mărim încasările, cum satisfacem clienții, cum acoperim mai bine orașul, cum limităm pierderile și cum investim mai departe în societatea de transport. Da. Aici se pune întrebarea, strategia deja stabilește că ponderea cea mai însemnată o va avea transportul public. Sigur, la prima vedere. Și că privatul va intra totuși în zona care rămâne se cuvine. Cât de cât suprapus, să zicem, 10%, 15% maxim, din ce am văzut în plan, în propunere, Transurbul va avea majoritatea traseelor, undeva la 26 sau 31 de trasee, privații rămân cu 5 trasee. Și atenție că în plan scrie traseu de autobuz, deci văd că sintagma maxi-taxi sau microbuz a fost eliminată și la prima vedere pare foarte bine. Da, e bine, da. Nu? Că nu mai facem transport e cu microbuze. Bine, pentru că din moment ce spui privat în oraș, atunci apare parazitarea. Îmi fur singur căciula. Eu, ca primărie, trebuie să subvenționez societatea de stat, societatea mea, pentru că privații nu fură, iau din călători, atrag. Ei vin mult, la o frecvență mult mai bună decât autobuzele societății, pentru că din lipsă de bani nu avem, să nu putem achiziționa mai multe
conduc și uneori mai nesăbuit, așa spunem, taie calea autobuzelor, se bagă câte 5-6 microbuze în stație și autobuzul nu mai are unde să intre. Deci, în total, per total, e bună noua strategie. Dar trebuie să analizate rutele, cele noi. Deci, un necunoscător spune, da, frecvența mai bună, mai multe autobuze, primăria încasează mult mai mult. Dar, ce facem, cum plimbăm fluxul de călători, cum îi ducem și cum deservim, ca să fie cu adevărat mobilitate urbană, exact. Bun, ce se întâmplă acum? Cred că n-ar strica tot așa o privire critică. Ce avem la Galați față de alte orașe din România? Nu mai spun de orașele europene. La Galați avem o Babilonie. Deși este al doilea sistem de transport public din țară, nu avem încă o societate profitabilă, o societate de transport în comun profitabilă. Sunt la mijloc mai multe interese, nu se vrea să se investească, s-a scos intenționat din rețeaua publică electrică, s-au decimat tramvaiele, vor, din câte am înțeles, să mai scoată din tramvaie, de la Sfântul Mina, toată strada, cred că este a Salivni. Strada Anghel Salivni, da, până la liceu auto vor să o scoată, da. Pentru că nu este folosită. Deci, în concepția lor, nu e folosită. Crezi că există o strategie de distrugere a transportului electric? Exact. Cineva are interesul să vândă motorină sau cauciucuri sau ulei sau orice nu poate fi vândut unui troleibus sau unui tramvai. Mm. Se gândește invers, nu interesul local, ci interesul personal. Culmea, tocmai când toate orașele mari insistă pe transport electric, noi îl diminuăm. Exact. Și cel mai bun exemplu este Franța. Franța, în anii 70-80, au făcut ceea ce facem noi acum. Au început să decimeze transportul public electric. Și cam de vreo 10 ani au început să-și pună tramvaie până și în niște sate amărâte. Dacă au 5 km de drum, pun tramvai. Și întreb, măi, dar de ce îl pun? Nu un microbus, nu? Nu un microbus, nu un autobuz. Da. Tramvai. Chiar așa, satul ăla își permite să investească în infrastructură de tramvai și în tot ce cuprinde acest subiect, comparativ cu alte orașe din țară. Bun, asta ar fi un aspect. Deci, Babilonia, da, din exact. Galați. Mai departe. În Transilvania este transport public de stat. De Clujul, stat. Timișoara, Brașovul, sunt orașe care au pierdut pe drum privații. La Craiova, chiar dacă nu este în Transilvania, Craiova mai sunt 2 sau 3 trasee. Aradul la fel, câteva trasee, foarte puține. Și exterioare, bănuiesc? Nu, cred că la Arad sunt puțin băgate prin cartier și periferie, așa o conexiune. La Oradea nu am observat niciun autobuz privat, nicio unitate de transport privată. Uitați, de exemplu, a apărut nou traseu. Cum vor să-l facă? Așa, deci intrăm în chestiunile de substanță ale strategiei, nu? Da. Exact, ceea ce îl privește pe călător și cred că ceea ce vor telespectatorii să afle. Exact, noul transport, noile rute. Bun, pe ce se va merge în dezvoltarea acestei strategii? Deci un transport public cu societatea publică Transurb. Asta e bine. Care își mărește capacitatea de electrică? Sau în continuare merge totuși cu autobuze de mare capacitate? Din câte am înțeles, vor să cumpere încă 14 troleibuze. Avem noroc că totuși Berdu a pus o condiție. Tot ce achiziționați să fie din Uniunea Europeană și nu ne mai trezim cu alte rablamente. Da. Avem o garanție. Avem cu totul alte forme și norme de siguranță prevăzute și pentru șoferi și pentru călători. Alte condiții sunt în Uniunea Europeană comparativ cu alte state din... Ori noi am luat exact de unde nu trebuia, din Turcia și din Belarus, nu? Să știți că cele din Turcia, Isuzu, Cobre, Prestige și-au scos banii. Chiar au fost foarte bune. Chiar ar fi de bun augur achiziționarea 50 de autobuze de mică sau medie capacitate și să le pui pe traseele cu străzi secundare și terțiare.
adică mici și mijlocii. Aici se pune acum, deci, problema dacă străzile vechi, ale străzile de zona veche, permit autobuze de mare capacitate. Sau nici n-ar trebui să ne băgăm pe acolo cu autobuzele de mare capacitate, sau, mă rog, să nu facem prea multe întoarceri, curbe. Exact, cum este 11 pentru piața centrală, sau cum era că momentan nu circulă decât până la strada Vâlcescu. Mm-hmm. Deci n-au ce să caute autobuzele acolo, înseamnă, nu? Dacă autobuzele... facem, va fi transport electric în piață. Și deci asta bănuiesc va că este o chestiune electric, nu secundară. Știu cât va fi. Va rămâne tramvaiul 7 și traseul 7 și traseul 44. Nu știu cât se vor ține aleșii noștri de promisiunea de a introduce troleibus, pentru că au scos tramvaiul de pe ruta Piața Centrală Barieră sau Piața Centrală Parc Rizer Bucovinei Patinoar și așa mai departe. Deși era foarte bun, nu neapărat pentru a circula continuu, dar în caz de am o avarie pe Basarabiei, cum s-a întâmplat, deviez pe cealaltă parte. Merg mai lung cu un traseu, dar nu paralizez tot traseul, toată populația nu mut în... Aveam, așa zisul, traseu redundant, nu? Adică alternativă. Exact. Da? Alternativa nu trebuie să existe. Nu blocaje. Exact. Asta am văzut la Bruxelles, s-a blocat o stradă pur și simplu din ceva și Vatmanul... Da, nu mai putem merge pe aici, vă rog să ne scuzați, o să ocolim 3-4 străzi. Uh-huh. Pur și simplu și-a luat de unul singur decizia. Dar trebuie să te miști, trebuie să ai cum, trebuie să gândești, să pui pe hârtie toate posibilitățile, toate hazardurile, tot ce intervine. Da, să revenim deci la ce se propune în strategie, care ar fi... modificările de esență. De esență. De exemplu, din complex Siret, dispar 19 și 20. Aici. Două trasee. Astea două sunt importante. Acum, nu? Exact, sunt acum. Și rămâne neacoperit cartierul Țiglina 3? Rămâne neacoperit pentru, nu tot cartierul, deci doar zona complex Siret rămâne neacoperită pe zona Brăilei Domnească. Da. Au modificat traseul nou. Să circule din Țiglina 3 către, prin față pe la Bingo, către complex Siret, strada Gheorghe Doja, Nae Leonard și apoi pe Basarabiei, Mihai Bravo și ajunge în gară. Da. Costa Pierstrenu. Șase autobuze. De ce? Șase autobuze. Dar nu poți să faci 30 traseu, de minute, este prea lung. E un traseu în labirint care presupune timp foarte și lung. Plus că fără a reglementa traficul între școala 10 și complex Siret, unde este mereu aglomerație, și să faci flux continuu de autobuz dus-întors, acum este numai dus. E numai dus. Deci vin acolo autobuzele din școala 10 către... Acolo este imposibil să fie... Acolo este imposibil, exact. Ei au tras pe hârtie, gata, pe aici. E foarte ușor să faci trasei. 200 facem în 5 minute. Da, dar asta înseamnă că cineva n-a studiat realitățile din teren. Nu. Și nu a văzut pe ce străzi facem conexiunile de trasee. Am înțeles, din câte am auzit, că s-ar fi plimbat pe câteva dintre trasee, au introdus mașini și au fost obiecții din partea șoferilor, din partea călătorilor, nu știu cât. Decât ce le-am oferit eu pe internet să vadă. Da. Dar niciodată nu a fost cetățeanul întrebat, călătorul, șoferul, pentru că un autobuz pentru șofer, ca și loc de muncă, este a doua casă. Exact, nu a fost întrebat nici la achiziții, nici la noile trasee, nici să-i întrebe așa de viitor, măi, voi cam cum vedeți, cum trebuie să facem, cum trebuie să... ne orientăm. Cei mai buni observatori, nu? De trasee. Exact, exact. Șoferi. Nu sunt, nu-i conducerea cel mai bun observator. Bun, dar cum crezi că s-a făcut acest studiu de trafic? Sau, de fapt, din eu ce am aflat? Din ce știu e că nici nu există acest studiu de trafic. Ani în șir, toată lumea l-a cerut să-l vadă, inclusiv la planul de urbanism. Cum crezi că s-a făcut acum? Din ce am auzit și de pe la angajații Transurb, au fost puși oameni din Transurb, să numere călătorii. Era câte un om în fiecare stație și începea să numere călătorii cât se urcă într-un anumit traseu. Uh-huh. Și bifau pe o hârtiuță linii, bastonașe. Da.
A mai venit cineva de la primărie. Bun, sunt datele primare care trebuie să intre într-un, exact, într-o rutină, nu? Într-un program de calcul, bănuiesc. Da, dar nu cred că cea mai bună observație o poate face un singur om când îți vin și maxi-taxiuri în stația respectivă și două, trei autobuze și ce faci? Stai să numeri ce? Cum un se călător distribuie poate călătorul? Fuge. Da, dar poate eu sunt în 105 și vreau să ajung acasă. Și văd, da, în 104 înainte și eu cobor din 105 rapid și mă urc în 104. Mai are timpul omul ăla să mă numere? Deci, exact, foarte înțeles că probabilistic este, nu, studiul și calculul. Da. Asta ce înseamnă? Că erorile sunt cât casa. Erori cât casa. La prima vedere, v-am spus, pare foarte bun planul. Dar ce va fi? Și nici măcar nu s-au gândit să introducă aceste trasee. Să zicem din ianuarie. Da. Fără să le scoată pe celelalte. Să vadă cum este fluxul de călători. Mai ne convine să stricăm 19 și 20. Ne convine să punem 18 autobuze pe 11 și să-l ducem să-l plimbăm până la grădina publică. Asta trebuia făcut. Am auzit un episod cum au dispărut traseele 19 și 20. Așa. Cineva din primărie se plimba cu autobuzul. Și a fost abordat, l-a abordat pe șofer și a spus, domnule, dar sunt cam goale autobuzele astea, traseele astea nu prea circulă. Șoferul normal că i-a spus, domnul meu, veniți la 6 dimineața să vedeți ce e acolo, veniți când pleacă elevii la școală, muncitorii la muncă, oamenii la muncă. Cam trebuie scos. Și s-a văzut. Deci pur și simplu un om dintr-un pic. Deci un birocrat. A scos. A mers, s-a văzut anumite ore. Persoana, nu știu exact cu ce se ocupă, dar din moment ce au dispărut traseele, povestea șoferului s-a confirmat. Poate că este chiar strategul care a gândit strategia. Acum nu știu, dacă mă duc și întreb la primărie, îmi spun că Transurbo a gândit. Cred că dacă mergem și întrebăm la Transurbo, o să spun că primăria a gândit-o. Strategia este elaborată de o asociație non-profit, se numește Tehnopol. Da, asociația este ceva? Măcar din Galați? N-am auzit de ea. E măcar Galați, este făcută, nu? Cu gălățeni? Păi, sau au venit ca la planul urbanistic? Nimeni nu știe cu ce se ocupă acest București. Tehnopol. Brusc a elaborat această strategie. Și s-au păpat bani. Posibil bani, că n-au. Sigur că da. N-au elaborat pe gratis. Toate strategiile consumă bani, sigur, dar este în interesul public. Da. Acum, interesul public urmează să-l vedem. Bun. Altă observație privind alte trasee pe care vor fi modificate, vor fi reajustate. 22, da, de exemplu, din micro 40 în gară, va merge pe strada Basarabiei. Da, care strada Basarabiei este semicirculată, în lucrări. Semicirculată, este în imagine. Da. I-a dat drumul, sperăm că îi va da drumul până la final, se vor găsi soluții, dar acum am amintit că am spus eu greșit, nu circulă în gară. Uitați-vă cum merge până în port. Ana Ipătescu, strada portului, Dogăriei, așa, se întoarce, dar el nu figurează ca stație în gară. Nu ajunge până în fața gării, din ce am citit pe site. Da. Face stație acolo, la statuie, în jurul statuiei eroului necunoscut. Da. Și merge înapoi. Mm-hmm. La prima vedere e foarte bun. Ceea ce... Dar nu îl scoate și pe celălalt. Este puțin anormal, nu? Să nu treacă prin fața, exact, gării. Păi eu merg... Sunt merg cu câteva sute de metri. Sunt câteva sute de metri și pe încerc care să trebuie, alerg. Da, să le parcurg pe jos. Exact. Mai era un fost consilier local, nu-i mai rețin numele, care tot așa propunea scoaterea tramvaiului din gară. Da, știm. Și, domnule, las coboare că călătorii de pe viaduct să meargă, până în gară, cu bagaj. Mm-hmm. Înțelegeam, pentru că el niște... probabil, consilierul, circulă cu numai cu gipanul de personal. De multe ori și atunci, sigur, ceilalți pot să alerge puțin, exact, să-și care bagajele. Poate au uitat, cred că pe vremea comunismului nu toți circulau cu mașina, cred că se înghesuiau la scara troleului. Da. Deci avem un consiliu plin de consilieri care nu prea cunosc realitățile sau nu le înțeleg. Cel care a vrut să scoată tramvaiul era din fostul consiliu, acum
Consiliul Local, dacă mă întrebați, este mult mai slab calitativ față de ce era înainte. Uh-huh. Avem patron de restaurant. Nu știu cât contează pregătirea asta. Tu ești patron de restaurant. Nu știu ce facultate au. Și elaborezi strategia de transport, nu? Posibil. Pentru că undeva, măcar o parte din Comisia de Transport, și restul Consiliului și-a pus girul pe această Bun. Strategie. Și dacă privim la schema pe care tocmai am văzut-o, cum ar fi fost optim să fie structurat traseul? Traseul 22? 22, da. Să fie lăsat ca acum. A, deci acum considerați că este o variantă optimă, nu? Decât stricat, mai bine ca acum. Ar putea fi deviat prin francez, de exemplu, în locul lui 29. Aha. Și astfel rezolvăm problema elevilor de la Racoviță. Traseul 19, de exemplu, a fost propus de mine. Deviat... 19 complex Siret Grădina Publică, da. A fost deviat după propunerea mea prin francez. Două persoane m-au ascultat. Aha. A fost un primar Nicușor Cumacenco și directorul de exploatare Graur Constantin. Iată cum o propunere de la societatea civilă exact. A fost preluată, nu? Exact. Bun, și? Dar acum nu se mai poate. Am mai propus, stau păi nu rămân, și aștept. Nu rămân tot așa zone insuficient acoperite sau... cu trafic mare și care nu poate fi rezolvat? Exact. Sau ca să mergi dintr-un punct în altul al orașului, schimbi două sau chiar trei autobuze. Eu înțeleg să schimbi două, să zicem că nu poți să faci 1000 de trasee să duci pe fiecare în orice punct. Dar două trasee este suficient, două autobuze e suficient să schimbi. Nu suntem nici București. Să spui că, domnule, mă duc de acolo, iau metrou, mai merg 5 stații cu autobuzul, iar cu tramvaiul. Da. Trebuie să duci călătorul rapid la destinație și să optimizezi consumul, încasări, consum și satisfacția călătorului. Așa, avem câteva zone, să spunem, de mare trafic, bariera Traian, care nu mai are tramvai. Gara nu mai are tramvai și nici troleibuz. Nici troleibuz. În gară, sper... Cum e, ți se pare, năstrușnicia asta? Adică zonele de mare trafic lipsește transportul greu, tocmai acolo. Lipsește și... Și cred că mai avem exemple, dacă ne gândim că portul este complet descoperit, izolat, ca și cum nu ar fi chiar vitrina fața orașului. Exact. Portul, deși sunt firme... Este Damen, este da. Vama, este Infor, sunt mai multe. Ai în momentul de față, ai 15, traseul 15, traseul 29, tot așa propus de mine, modificat pe Dogăriei, Navrom Dogăriei, și traseul 10, care pe traseul 10 circulă, cred, două autobuze și circulă 45 de minute. Oamenii din Cantemir s-au plâns. Lor li s-au scos, de exemplu, pentru Cantemir, au scos 10 și 17. Și au lăsat 31 pe relația Cantemir, micro 19, strada Brăilei, gara Barboș. Cantemir, aici avem iarăși. Nu-i vina oamenilor că stau un cartier la... cu beculeț roșu. Exact. Da? Eu înțeleg, ai două trasee, îi duci pe două axe, îi duci în micro 39 barieră cu traseul 17, îi duci în port, centru port. Dar mărește frecvența. Chiar dacă sunt 8, 9, 10 blocuri, nu poți să faci așa fel încât să-ți vină de la în 45 în 45 de minute un autobuz. Sau în 17 minute. Pentru că nu poți să-l pui pe om nici să plece mai devreme sau cu noaptea în cap de acasă, nici să plece prea târziu. Trebuie să-i dai o... Există un optim, nu? Exact, un timp optim. Acum, cum ți se par... să zicem, frecvența prin stații a autobuzelor de mare capacitate. Șoferul, din câte știu eu, unii din ei n-au timp nici să mănânce, n-au timp să... Nu? Nu. Pentru... Nu. Nu există timp de toaletă, timp de mâncare. De asta unii dintre ei se grăbesc în parcursul rutei și stau mai mult la capete și le dau dreptate. Mm-hmm. Deci este prost gândit. Plătica mănâncă de 7 ori pe zi. Diagrama de circuit exact, sau? Exact, diagrama. Eu aș propune scoaterea diagramelor. Păi dar nu se poate fără, nu? Ba da, trebuie să fie fără. Trebuie să fie o disciplină.
A existat fără. Astăzi avem GPS-uri, avem comunicații, da, toate sunt urmărite. Poți să faci cum era înainte și reglai împegatul din capăt. Omul să știe așa, domnule, pe traseul 9 am un autobuz, timpul optim, să zicem, un autobuz la 10 minute. Nu să știu că a venit la 6:30, l-am scăpat, îl mai iau la fix. Sau șoferul să-l pui să alerge, sau ei trebuie să fie dirijați, să aibă o marjă de asta, de câteva minute între ei. Așa mi-au spus șoferii că a fost înainte. Nu aveau grafic. Lumea știa clar în 3 minute, 10 în 10 minute. Și era mult mai bine. Trebuiesc oferite pauze de masă. Ai un șofer în autobază, unul pe traseu, vezi cum faci și îl ții pe celălalt care tocmai a făcut traseul, la un capăt de linie, vine cel care îl înlocuiește cu celălalt autobuz și face o cursă, da, pe traseul X. După aia îl muți pe același, același șofer îl muți pe celălalt traseu, pe un alt traseu și oferi pauze de masă. Soluții se găsesc dacă se vrea, dar nu se vrea. Angajați nemulțumiți, călători nemulțumiți. Da? Se urmărește, cum spuneam la început, nu? Ca momentul licitației de la anul viitor să prindă Transurbul într-o situație de debandadă, așa, de dezorganizare, de insuficiență, nu? Exact, cum s-a făcut tura trecută. Crezi că urmărește cineva de acolo din Consiliu? E un strateg al anihilării Transurbului? Nu știu cât, dacă din Consiliul Local, dacă nu din toată instituția, ori primărie, ori Consiliul Județean, depinde. Pot fi și alte interese și alți oameni din alte structuri care să aibă interese personale ascunse față de un domeniu. Ce se mai spune pe net despre această, să zicem, structură ascunsă din spatele transportului cu microbuze? Toată lumea iubește, ca spun așa, în ghilimele, da, pe cei cu maxi-taxiuri. Șoferii... Pe ce se bazează această iubire așa? Pe faptele din trafic. Adică, ce... Ca să nu generalizăm, unii cele dintre mai șoferi des întâlnite conduc nesăbuit, manele, în trecut veneau și dezbrăcați, veneau în maieuri, veneau ca la piață, ca la țară, erau oamenii... Băieți relaxați, nu? Relaxați, exact, în timp ce șoferul de autobuz vine la cămașă, la costum. Cum? Reprezintă totuși societatea de transport local. Conduc indisciplinat. Asta este marea problemă a celor cu maxi-taxiuri. Aleargă, apoi stau în stații, de exemplu, Micro 39 în piață, acolo la intrare, stau și câte 10 minute să umple mașina. Aha, să se umple mașina. Exact. Ei au grafice, am văzut că au grafice. Dar nu știu cât le respectă. Nu. Ei au grafice de umplut apoi mai mult. Apoi stațiile sunt o chestiune relativă. Ei, pentru ei inventează stația unde dorește călătorul. Unde dorește călătorul. Și culmea că gălățeanul s-a obișnuit comod. Și nu-i convine dacă le scoți. Pentru că spune că circul e rapid. Ei, da, vin la fiecare 2 minute, în timp ce tramvaiul vine la 10 minute. La 15, la 7, la 10, da, la 20. Am observat traseul 63 și am constatat ce se întâmplă acolo. Minute. Prin caietul de sarcini, traseul 63 dublează perfect traseul de tramvai. Da. Și atunci cum să circul cu tramvaiul dacă la fiecare 2 minute vine un microbuz? Și nici nu poți să pui tramvai la fiecare 2 minute. Nu? Exact. Tramvaiul are o capacitate de 150-200 de oameni, în timp ce un microbuz 19 oameni pe scaun. Legal. O altă problemă cu maxi-taxiuri, lipsa biletelor. Nu se dau bilete. Nu se dau bilete, așa, da. Biletele există. I-am cerut unuia un bilet și mi-a dat un teanc și că ia și joacă-te cu el. Ce înseamnă asta? Evaziune fiscală. Evaziunea, nu? Și... Păi o să spună cel care reprezintă transportul, chiar ne-a spus că ei plătesc o redevență anuală. Foarte, ea există, redevență. Foarte curios că se numește redevență, pentru că redevența este pentru închirierea unor bunuri de care te servești. Și Transurbul plătește redevență pentru că, da, liniile de tramvai sunt ale primăriei, dar folosesc... Dar transportul privat nu folosește niciun bun închiriat. Și atunci cred că nu e redevență. Se referă că folosesc asfaltul primăriei. Asfaltul. Aha. Folosesc străzile, să spunem. Bun. Dar se plâng că n-au bani. Un patron cu dubiții se plânge că n-are bani, de exemplu. Deși aer condiționat nu, căldură în unele nu,
confort nici atât, pentru că au început să le înlocuiască pe alea noi, puse obligatoriu, cumpărate obligatoriu la pentru licitația din 2010 da. Și mai vin și hârburi cu celofan în geam, cu carton, cu orice. Păi nu trec de inspecția tehnică periodică? Nu mai spunem că ele nu au platforme pentru oamenii cu handicap, nu? Deci din prima... Și sunt tolerate. Exact. Și totuși normele Uniunii Europene spun clar, nu ai voie fără unitate, mijloc de transport cu care nu este prevăzut cu platformă pentru scaun rulant. Da. Înțeleg la Transurb, dar Transurbul are 100 și ceva de autobuze. Are tramvai, el deservește cam tot orașul. Bun. Astea sunt chestiuni care vor fi, desigur, rezolvate de acea licitație de la anul, cu un caiet de sarcini adecvat. Ce crezi? Transportul privat va reuși să facă presiune atât de mare încât să-și păstreze o nișă acolo importantă? Orice e posibil, pentru că noul plan de transport nu mulțumește transportatorii privați. Ei au... Normal. Ei au... Dar să zicem că nu ne interesează ce gândesc transportatorii privați. Ne interesează călătorul, cel care reprezintă majoritatea, să fie mulțumit. Exact. Mai sunt elemente din strategie care să-l mulțumească? Să vină cu ceva nou, într-adevăr. Iată o gândire constructivă, bună, care ține cont de trafic, de volumul lui și de condiții de călătorie. Când ne apropiem de final și să mai punctăm ceva din strategie. N-am văzut ceva pozitiv. N-am văzut ceva să-l mulțumească în viitor pe călător. Traseele sunt mai puține, autobuze mai multe, deci frecvență mai bună, dar trebuie să te schimbi dintr-un autobuz în altul. Pentru 104, aha, de exemplu, dacă vreau să ajung în centru, aștept 104 jumătate de oră, două troleibuze. Dacă ei îl vor mări, dacă vor mări frecvența pe acest traseu, voi aștepta un sfert de oră, maxim 4 troleibuze. Că nu cred că vor pune 8, de exemplu. Au spart traseele, 34 circulă de la metro până în pe Brăilei, pe Coșbuc Brăilei, la Păpădii face dreapta, merge până la Inelul de Rocadă, se întoarce prin Francezi și apoi înapoi pe Coșbuc. Deci iarăși un labirint din asta e incredibil, exact, nu? Exact, a apărut în, da? Pe ecran. Vor frecvență mai bună. Bun, am rezolvat călătorii chiar și de aici din clădire, pentru că au fost multe solicitări, vrem mai multe autobuze, frecvență mai mare la 12 și la 34. Da. Dar le iau pe om de la metro și îl duc până în centrul orașului, până în Păpădii. Nu îl duc undeva, nu finalizez traseul. Iată o se va da, deficiență. Va coborâ din autobuz și va aștepta altul. Da. Ceea ce înseamnă timp pierdut, înseamnă iarăși încărcarea fără traficului. Fără sistem de în anumite ticketing puncte. Sau fără un abonament. Ce crezi de sistemul de ticketing, apropo? Pentru că urmează să fie implementat și la Galați urmează cu bani de la BERT. Urmează să fie implementat. Va fi revoluție? Prea multe detalii nu s-au dat, nu s-au oferit. În afară de faptul că... Scăpăm de evazioniști, nu? Biletele sunt într-o singură mână. Sunt eliberate, controlat și deci fie de către public, cine? De către public, un controlor vânzător? De către un vânzător de bilete în fiecare autobuz? Nu, vor fi electronice, deci nu mai pot fi încăpea fraude, nu? Mă urc și nu-mi iau bilet. Atunci frauda nu mai este la șofer, este la mine. De asta avem hingher, nu? Mijloacele de transport. Da, da, pe privat cine va controla? Vor avea dreptul controlorii să oprească și privatul și să... Sigur, pentru că ea este... conform strategiei de transport. Fără ură și fără părtinire, nu? Tot se supune acelorași reguli. Atunci ar trebui suplimentat numărul de controlori. Nu, tocmai pentru că nu trebuie să avem atât de mulți controlori. Trebuie reduse persoanele implicate în transport. Suntem în secolul 21, nu? Da, apelezi la conștiința umană și electronică, da? Deci da. Mă urc frumos și, domnule, chiar trebuie să plătesc biletul, să-mi cumpăr un abonament, pentru că autobuzul nu merge cu aer. Da. Dar câți? Bun. Câți vor face asta? Concluzie. La strategia de transport pentru următorii 5 ani. Mai trebuie revizuită.
în punctele esențiale. Nu? Exact. Traseele actuale ar trebui păstrate sau cu mici modificări. Traseele de la Maxi Taxi eliminate și oferite Transurbului. Avem nevoie de traseu de noapte. Avem nevoie de un traseu circular. Da. Care să meargă exact 79-76, le-am și propus. Aici sunt traseele de noapte, de exemplu, două trasee în sens invers, care acoperă cam tot O schiță tot interesant. Da? Mi-au spus la primărie, domnule, dar nu se poate. Ați simțit că cineva este interesat de observațiile din teren să preia propunerile dumneavoastră, ale bloggerilor, ale... Până în 2012 au fost interesați. Acum văd că n-au mai fost interesați. Aha. Deci... Mergem din rău în mai rău. Domnii consilieri au privit cu atenție emisiunea, au preluat ideile exprimate, nu? Am depus petiții, dar nu mi s-a răspuns. Nu-i timpul pierdut. Până la următoarea emisiune, nu? Când vom veni cu noi observații asupra strategiei, ei vor medita, nu? Să sperăm. Măcar de și-ar rupe 20-30 de minute din timp să uite la o emisiune. Da. Mulțumesc pentru intervenția și pentru ideile despre strategia de transport. Și eu mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. În această seară am discutat despre strategia de transport, despre mobilitatea în municipiul Galați pentru perioada 2015-2020. A expus câteva dintre observațiile lui de pe teren călătorul, observatorul, comunicatorul de internet Ștefan Bădiță. Vă mulțumim pentru atenție. Urmăriți în continuare programele Vox TV. Pe curând!